Americanii au un eveniment anual foarte uh, important, un eveniment care este televizat și uh, vizionat de peste 180 de milioane de oameni uh, în direct. Evenimentul acesta se numește Super Bowl și este practic un eveniment sportiv. Este un meci de fotbal american. Și vreau să specific aici că e vorba de fotbal american, deci nu fotbal adevărat. A, fotbalul american este un sport care nu prea se joacă cu piciorul. Acum, fotbal vine din englezescul football, care este un cuvânt compus din foot, picior și ball, minge. Fotbalul american nu prea se joacă cu piciorul și nici cu minge. Obiectul acela zburător, neidentificat, e mai degrabă un fel de a, ou ascuțit la vârfuri, dar în fine nu asta, e, nu asta e problema. Revenind la subiectul nostru, fotbalul american, meciul acesta de Super Bowl este un fel de finală, super cupă între cele mai bune echipe americane ale momentului și ceea ce face evenimentul acesta sportiv foarte vizionat nu-i doar meciul în sine, ci într-un mod special ce anume se întâmplă în uh, timpul pauzelor dintre reprize, pentru că în pauzele dintre reprize au loc concerte live pe stadion și au loc difuzarea unor reclame uh, foarte scumpe. De altfel, reclamele din timpul pauzelor de la Super Bowl sunt uh, cele mai scumpe reclame din lume. Se investesc realmente zeci și sute de milioane de dolari ca anumite reclame care țin un minut, două, trei, în funcție de bugetul fiecăruia. Iar anul acesta, în 2024, o reclamă anume, o reclamă scurtă, a stârnit mari controverse și multe furori. Reclama aceasta este o reclamă religioasă, de un minut, o reclamă pretins creștină, care apelează la o scenă din Biblie, după cum o să vedeți în curând, pentru că o să o difuzăm și o să o comentăm în timp ce ne uităm la ea, Reclama constă în sine din niște uh, imagini, este un colaj de imagini, o succesiune de imagini pe un background muzical. Imagini care au în esență toate cam același mesaj și se inspiră din Ioan capitolul 13, mai exact din evenimentul în care Domnul nostru alege să spele picioarele ucenicilor. Acum... Am de gând să o comentez textul respectiv, l-am analizat într-o predică, o regăsiți în primul comentariu la acest material video. Vreau doar să vedem reclama aceasta, imaginile care compun reclama și, pe urmă, la final, să observăm și morala, pentru că la final apare o morală sau apar niște concluzii scrise în conținutul acestei reclame și se încearcă influențarea sau... Traducerea imaginilor acestora într-un mesaj pretins biblic, pretins creștin. Și voi evita să urmărim reclama, să urmărim aceste imagini, și apoi, pe măsură ce le urmărim, le vom și comenta, vom opri din când în când, iar la final voi trage niște concluzii. Haideți să vedem în ce constă reclama aceasta foarte controversată și foarte scumpă. Se presupune că a costat undeva la 20 de milioane de dolari totalul, pentru că o jumătate de minut. La, la reclamele din timpul meciului Super Bowl costă cam 7 milioane de dolari. Și reclama aceasta depășește un minut plus alte cheltuieli. Deci, o reclamă foarte scumpă care ar fi putut să transmită un mesaj foarte bun, cu un impact serios din punct de vedere spiritual. Haideți să vedem și să urmărim reclama. Deci, în prima imagine este o casă, o cameră, un fel de bucătărie unde se ia masa. Probabil este o familie în care un tânăr, probabil fiul acestui om, spală picioarele tatălui său. Mai multe nu-mi dau seama din, din imaginea aceasta. Pe urmă urmează o a doua imagine. Iar în această a doua imagine, deja ne dăm seama că avem de-a face cu o chestiune culturală și o politică pentru populația americană. Avem un polițist care spală picioarele unui tânăr de culoare. Acum, cei care nu sunteți familiarizați cu cultura și cu dinamica socială din Statele Unite, vreau să vă spun că există un conflict lung și foarte spinos între forțele de ordine și populația de culoare, în speță. Tinerii care comit infracțiuni, și uh, tot acest conflict a fost exact, exacerbat de politicieni. A fost și este în continuare, dacă vreți, um, um, speculat de politicieni din dorința de a câștiga capital uh, politic. Uh, dar vedem că în situația noastră și în poza aceasta, nu tânărul de culoare spală picioarele polițistului, ci polițistul spală picioarele tânărului de culoare, pentru că în cultura americană și într-un mod special în viziunea liberal-stângistă, tinerii de culoare sunt opresați și polițiștii sunt niște opresori. Deci avem de-a face în această poză cu o dinamică între un opresat și un opresor. Opresorul, în cazul de față, cel care are autoritate, polițistul, iată, se înjosește, se zmerește și spală picioarele tânărului de culoare. Deci, încă din a doua imagine, încă din a doua poză, ne dăm seama că avem de-a face cu un mesaj influențat cultural și politic, ce ține de dinamica aceasta social-politică culturală din Statele Unite. Apoi, următoarea poză, din nou e destul de greu de descifrat, e vorba de două tinere, una pare a fi mai conservatoare în îmbrăcăminte, pe când cealaltă pare a fi un fel de feministă. Feministele, într-un mod special, au părul scurt, tuns și pe deasupra și vopsit iar tânăra care pare a fi mai conservatoare și mai tradițională, spală picioarele acestei tinere tunsă scurt și cu părul vopsit. Nu-mi dau seama ce e acolo, ceva trofee în spate. Deci o altă imagine a spălării picioarelor, a smerenii. Ei, aici, în următoarea poză, din nou avem în față o dinamică între opresor și opresat. Vedem un uh, personaj american care spală picioarele un om în vârstă, un iancheu, să spunem așa, care spală picioarele unui um, amerindian, da? un vechi locuitor, un descendent al vechilor stăpâni uh, al pământurilor americane, care astăzi din nou sunt considerați opresați, iar background-ul este evident o sălbăticie, o, o, o imagine din natură, din sălbăticia veche a Ținutului american. Deci, același mesaj, opresorul, americanul, cetățeanul alb, spală picioarele, iată, amerindianului, cred că bine zic, acestui om care descinde din indienii vechi americani. Apoi, următoarea, următoarea poză este, din punctul meu de vedere, chiar mai tulburătoare, pentru că avem o femeie mai în vârstă evident, care spală picioarele unei adolescente sau fete tineri, tânără, iar background-ul spune multe pentru că în background vedeți acolo Family Planning Clinic, avem înainte o clinică de avort, deși ei spun Family Planning, de fapt este o clinică de avort. Iar tot în background se văd niște protestatari, cred că sunt împotriva avortului, da? se știe că în America creștinii conservatori adesea se grupează și mărg să protesteze și să atragă atenția cu privire la crimele făcute prin avort în fața clinicilor care fac astfel de acte abominabile de avort. Da? Sunt practic niște crime. Iar ne putem da seama că femeia aceasta probabil este o uh, femeie conservatoare în vârstă, o creștină albă, din nou este vorba de un om alb, care probabil face parte din grupul acela de protestatari și iată spală picioarele unei tinere care probabil tocmai a ieșit din clinică și a făcut un avort. Deci, din nou, e vorba de uh, situația socială și culturală și politică din Statele Unite, unde este introdus obiceiul acesta al spălării picioarelor preluat din Ioan 13. Următoarea poză ne aduce în față două femei, una mai tânără, alta mai în vârstă. Probabil cea mai în vârstă este o dependentă de alcool sau dependentă de droguri, o victimă din nou, din nou avem mentalitatea victimei, este o victimă a drogurilor și a alcoolului, iar femeia mai tânără, probabil fata ei, deși din modul în care sunt apropiate ai putea să înțelege alte lucruri, îi spală picioarele, se înjosește și, iată, se smerește și face gestul acesta preluat din Ioan 13. Iată acum o altă imagine. Îmi dau seama acum de ce reclama aceasta este controversată. E pe bună dreptate controversată și a stănit multe indignări și împotriviri din partea creștinilor din America. Aici avem o fată, o tânără, care în mod evident este o activistă pentru mediu. Are acolo un banner în spate. Și pe fundal sunt, de asemenea, niște uh, mașinării care uh, extrag petrol. Deci e vorba de, probabil, un conservator sau un deținător de uh, tărâmuri petroliere, unde se extrage petrol, care, iată, el se înjosește și spală picioarele uh, acestei fete, care este o activistă de mediu. Un alt subiect foarte sensibil pentru american și extrem de uh, uh, dezbinator, care creează multe uh, diviziuni. Din nou, o imagine controversată. Avem o femeie care, în mod evident, este un imigrant, legal sau ilegal, nu știm, și o femeie care este, în mod cât se poate declar, uh, un cetățean american, spală picioarele acestui imigrant care vine cu bebelușul în brațe și cu alți imigranți au călătorit în condiții grele și iată din nou victimele și opresorii. Mentalitatea aceasta stângistă, comunistă, practic de la Karl Marx. Marx a văzut lumea doar din perspectiva opresorului și a celui care este oprimat. Doar două clase, doar paradigma aceasta, în niciun caz altceva. Bun, acum avem înainte probabil niște creștini, un cuplu creștin, cel din dreapta, și în stânga evident un cuplu musulman, ne dăm seama după îmbrăcămintea femeii. Cuplul musulman aici joacă rolul celui opresat sau a victimei și cuplul creștin, iată, care este privilegiat, se înjosește și se zmerește și spală picioarele femeii musulmane în cazul de față. Aici nu-mi dau seama exact, e o femeie de culoare, o tânără de culoare care spală picioarele unei alte tinere, probabil din sudul Americii, sudamericană. Nu-mi dau seama ce acolo, un protest. Este o poză, din nou ciudată. Sunt doi, sunt doi oameni în vârstă care stau cu piciorul uh, în, aceea, în același vas. Iar acum urmează, probabil, cea mai tulburătoare poză, în care un uh, preot sau un pastor Protestant, se vede că este un uh, uh, slujitor pentru care o cruce și pentru că este îmbrăcat în felul în care este îmbrăcat, spală picioarele unui tânăr care, din modul în care este îmbrăcat și din modul în care este portretizat aici, pare a fi un tânăr gay. Deci, pare a fi o persoană a membra comunității LGBT sau probabil chiar trans, nu ne dăm seama, dar mesajul este cât se poate clar, Iată, Slujitorul Domnului se smerește și spada picioarele acestui om care e păcătos din perspectivă creștină. Și apoi urmează morala, mesajul: Jesus didn't teach hate, adică Isus nu a instigat la ură și nu ne-a învățat să urăm. Și, evident, așa și este. Deși, deși ar trebui să întrebăm ce fel de ură. Pentru că dacă e vorba de ură față de păcat acolo Isus însuși a urât păcatul. Dar, într-adevăr, când e vorba de relații personale, Isus n-a învățat să îi urâm pe cei care ne sunt dușmani, împotrivitori și nici măcar pe cei care sunt păcătoși și batjocoritori. Aici este adevărat. He washed feet, adică el a spălat picioarele. Isus nu ne-a învățat să urâm, dar el a spălat picioarele. He gets us, all of us, adică el ne înțelege pe toți, el ne acceptă pe toți, pe absolut toți. Asta e mesajul pe care îl transmite. Și apoi, Jesus. Bun, au și un site pe care, dacă vreți, puteți să îl uh, vizualizați. Eu m-am uitat puțin pe site-ul lor și acum vreau să comentez puțin uh, videoul acesta și mesajul din spatele lui ce se, ce se încearcă sau ce s-a încercat a se transmite. În primul rând, uh, vedem cât se poate declar că uh, se apelează, s-a apelat la un eveniment relatat de Evanghelistul Ioan, evenimentul spălării picioarelor din Ioan 13, unde Domnul nostru a făcut un gest de slujire și s-a zmerit, dar în același timp a comunicat un mesaj spiritual foarte important. Da? Obiceiul spălării picioarelor în Antichitate era un obicei cultural, ținea de cultură, ținea de ospitalitatea gazdelor, gazdele trebuiau să spele picioarele musafirilor și nu gazdele în sine, ci slujitorii sau slugile, robii care erau parte din familia respectivă, din familia gazdelor. Ține minte cum s-a ajuns la acest eveniment, la acest episod. Ucenicii s-au certat între ei cine este cel mai mare. Domnul nostru se înjosește, le spală picioarele, face actul acesta simbolic și transmite pe urmă o învățătură foarte importantă. Și anume, când Petru se revoltă și spune, nu să-mi speli picioarele pentru că nu se cade, Domnul nostru îi spune, Petre, dacă eu nu te spăl pe tine, n-ai parte cu mine. Petru spune nu doar picioarele, ci și capul și tot trupul, iar Domnul nostru îi spune, cine s-a îmbăiat, cine s-a spălat, nu mai are nevoie decât să își spele picioarele. Și acolo este o referire la botez și ce reprezintă botezul. Iertarea de toate păcatele noastre, și apoi spălarea picioarelor este o referire la igiena zilnică spirituală de mărturisire a păcatelor pentru ca relația noastră cu Dumnezeu, cu Creatorul nostru să fie în fiecare zi și tot timpul una bună. Da? Pentru mai multe detalii, puteți din nou vă spun accesa predica din primul comentariu la acest material. Dar e destul de evident. E destul de evident ironia din, din spatele acestui video. Ei încearcă să ne transmită că Isus e tolerant, Isus ne accepte, Isus ne înțelege, He gets us, adică El ne înțelege. Dar e clar că cei care au făcut materialul acesta, ei nu-l înțeleg pe Isus. Deci, He gets us, but you guys don't get Him, adică nu-l înțelegeți, n-ați priceput mai nimic, pentru că acolo nu-i vorba despre ce voi căutați acum să promovați. Da? Hristos nu s-a făcut sclavul unui partid politic sau unei mișcări politice, măcar că evreii în primul veac erau foarte divizați. Existau farisei, saduchei, esenieni, zeloți, da, oamenii erau divizați. Ei așteptau de altfel un mesia politic, un mesia militar, pe când Domnul nostru tocmai asta a evitat, spunându-i chiar lui Pirat că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dar vedem că ei, oamenii care au făcut reclama aceasta, acum chiar caută să promoveze un mesia politic. Pentru că Toată reclama aceasta este în, în slujba unui partid politic, partidul de stânga din America și în, în slujba unei ideologii, așa după cum am prezentat-o, această dinamică marxistă dintre opresor și opresat. Cam asta se încearcă să se transmite. Apoi, din nou este destul de clar că avem de a face cu creștinismul acesta progresist, creștinismul acesta de stânga. S-ar putea să spuneți, da, asta la americani, chiar și la ei, e doar tangențial, vizibil, din când în când. Lucrurile însă nu stau chiar așa. Creștinismul acesta progresist a intrat și în România. Îl veți regăsi mai ales în orașele mari, că vorbim de București, că vorbim de Timișoara sau de Cluj sau alte orașe mari, în anumite cercuri, așa zis, independente și non-denominaționale. Acest creștinism progresist a intrat și în România și este destul de atrăgător pentru anumiți tineri care au trecut prin tot felul de traume, care sunt mai introvertiți, care sunt retrași, care aparțin de comunitatea LGBT. Sunt mișcări în România, așa zis, creștine, care caută să-i atragă prin mesaje de felul acesta. N-am putut să nu remarcăm și ați observat, dacă ați fost atenți, denaturarea termenului și a ideii de dragoste pentru Oamenii aceștia pentru creștinii progresiști, atenție, creștinism progresism, progresist este un, o contradicție în termeni, dar pentru genul acesta de oameni, dragostea e egal toleranță. Ești plin de dragoste dacă tolerezi, dacă îi accepti pe toți, dacă e inclus pe toți, inclusivismul acesta uh, total, da? care din nou este o contradicție în termeni, pentru că nu poți să incluzi pe toți, nu poți, spre exemplu, să incluzi pe cei care uh, sunt de părere că ar trebui să exclus pe câțiva și atunci din start se ajunge la o contradicție. Din punct de vedere, dacă vezi conceptual, inclusivismul acesta total este o contradicție și este o imposibilitate practică. Dar dragostea este redefinită sub, sub aspectul acesta al toleranței. Tolerăm orice, primim pe oricine, sunteți toți bine primiți, sunteți toți, toți așteptați pentru că iată și Isus a spălat picioarele și a făcut lucrul acesta, se spune, cu toți oamenii din nou. Aici nu putem să ne remarcăm, Iisus nu a spălat picioarele tuturor oamenilor. Iisus a spălat picioarele doar ucenicilor, doar celor care se numeau al lui Hristos. E drept, vor spune unii și chiar oamenii aceștia pe site-ul lor indică această chestiune, a spălat și picioarele lui Iuda. Da, dar Iuda se pretindea a fi un urmaș al lui Hristos și a învățăturilor lui Hristos. E drept că mai târziu s-a dovedit a fi un trădător dar atenție, Iisus n-a spălat picioarele saducheilor, n-a spălat picioarele fariseilor, n-a spălat picioarele uh, păgânilor, cum am văzut imaginea cu uh, cuplul musulman. Da? Isus n-a făcut și n-a recurs la gestul acesta. Nu putem să nu remarcăm din nou o altă modă în, în, în interiorul acestei mișcări de creștinism progresist de stânga. Toate pasajele din, din Scriptură trebuie în mod obligatoriu reinterpretate și citite într-o cheie nouă. Încheie rasială, încheie uh, ce ține de uh, războaiele acestea culturale din Occident, că vorbim de problema schimbărilor climatice, că vorbim de chestiunea avortului, că vorbim de chestiunea imigrației uh, ilegale sau necontrolate. Iată pasaje care sunt recitite și reinterpretate, pentru că trebuie, suntem obligați să le citim prin prisma obsesiilor culturale contemporane. Apoi vreau să vă mai spun că Isus, deși a stat la masă cu vame și, și cu curvele, n-a stat la masă cu vame și, și cu prostituatele pentru a le aproba stilul de viață, ci pentru a chema la pocăință. Hristos a chemat la pocăință. Mesajul principal al misiunii Domnului Isus Hristos este pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăința înseamnă schimbare, nu tolerare, ci schimbare. Pocăința nu înseamnă tolerarea păcatului, ci schimbarea vieții, condamnarea păcatului. Chiar și în Ioan 8, când Domnul o salvează pe femeia prinsă în preacurvie, îi spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Deci toleranța aceasta excesivă, primirea tuturor, este antibiblică, antihristică, împotriva mesajului lui Hristos. E drept, Hristos i-a mostrat aspru pe farisei, pe liderii religioși care erau ipocriți, fățarnici a condamnat aspru, dar în același timp Domnul nostru nu a acceptat stilul de viață al păcătoșilor, al vameșilor sau al prostituatelor, ce a chemat pe toți la pocăință, la schimbarea vieții. Pe când reclama aceasta nu amintește deloc și nici nu transmite ideea de pocăință. Vă imaginați ce impact ar fi, ar fi putut să aibă un minut de reclamă bine plătită, care să cheme la pocăință, care să să, 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 stimuleze în om dorința de schimbare, să-i să -i vorbească despre Dumnezeu care va judeca, despre Dumnezeu care deocamdată e plin de har și de îndurare, ne cheamă și ne așteaptă pe toți și despre necesitatea schimbării minții, schimbării vieții, a pocăinței, a metanoia, da? așa cum ne învață cuvântul Dumnezeu cât se poate de clar. Deci Domnul nostru Iisus Hristos nu i-a acceptat pe toți, nu i-a primit pe toți, da? Iisus Hristos a spus o grămadă de pilde în care lumea este divizată, împărăția, împărăția lui Dumnezeu este compusă doar din o anumită categorie de oameni, cei schimbați, cei transformați, cei care îl urmează și l ascultă pe Hristos și au viața schimbată, da? sunt oi și capre. Iisus a vorbit clar, n-am venit să aduc pacea, ci am venit să aduc sabia, adică să divizez, să schimb, nu să-i includ pe toți, ci să-i împart pe toți. În două categorii, cei care mă cred, se pochesc și vin după mine și își schimbă viața, și Crescântul, care nu vor să mă creadă, nu vor să mă accepte, care vor să trăiască în continuare în stilul lor de viață păcătos. Vă imaginați ce blasfemie este, mai ales ultima imagine, imaginea cu preotul respectiv și uh, persoana, membra comunității LGBT, este o blasfemie incredibilă. Isus nu a spălat, deci, picioarele tuturor oamenilor, nu a aprobat fiecare comportament, uh, nu a chemat la toleranță de felul acesta, ci ne-a vorbit serios despre păcat, a condamnat vehement păcatul, a vorbit despre iad foarte mult și despre consecințele necredinței și a nepocăinței, Domnul nostru Iisus Hristos a fost vehement împotriva păcatului. Un asemenea Hristos pe care îl prezintă reclama aceasta și oamenii acestea este un Hristos fals, este o proiecție a minților. Este, dacă vreți, o idee străină de Scriptură, chiar păgână pe alocuri, este o consecință a ideologiilor, a politicilor a, contemporane la modă. Și este contrar cu ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, pe bună dreptate, reclama aceasta este controversată, ar trebui respinsă de către toți cei care se numesc creștini. Este o mizerie, și astfel de lucruri am văzut și vom mai vedea. Bine ar fi să ne ferim de ele, să discernem mesajul din spatele imaginilor și să fim în stare să uh, corectăm ceea ce trebuie corectat.